Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Raportul de seară. Astăzi avem din nou plăcerea să ne revedem cu un prieten al televiziunii Bucovina TV. E vorba de David Dascălu. Te salut, David! Bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Da? Ce faci? Păi da, sunt la încă o ediție a acestei emisiuni. Da? Bun. David, aș vrea să precizăm de la început, pentru că după emisiunea noastră de săptămâna trecută au apărut tot felul de întrebări. Lumea se interesa câți ani ai. Câți ani ai? Păi am împlinit acum nu mult timp 12 ani. Mulți înainte să fie sănătoși. David, gata cu vacanța, în 3 zile începe școala. Da. Cu ce gânduri, ce așteptări ai de la noul an școlar? Păi să fie un an la fel de bun ca al cincilea. Adică acum am și fizica. Sper că nu-mi va da mari probleme de cap. Mm-hmm. Dar am înțeles că ai studiat pe și pe acolo fizica. Da, nu cred că îmi va da mari probleme de cap. Mm-hmm. Deci consider că ai să te descurci mult. Da. Bine. În bine. Nu? Da. Nu cred că îmi va fi o mare problemă să trec de testele de fizică. Mm-hmm. Și anul trecut, de anul 5, ca să spunem așa, clasa 5, ai fost mulțumit de cum s-au terminat lucrurile, da? Media 10. Media 10. Vacanța, cum a fost? Frumoasă. Da? Cu de toate, nu? Da. Jocuri, tabere? Da. Școală de vară? Da. Da, da. Te-am trezit cam de dimineață pentru această emisiune. Pare rău, avem timpul și tu la fel, timpul foarte compresat. Spune-mi, dacă tot te pasionează istoria, te-a interesat activitatea miniștrilor de când ești cu școala, de când mai încoace, miniștrilor educației? Că tot promit schimbări, că sistemul va fi mai bun, cum se întâmplă? Mi se pare că cum? Că sincer sistemul școlar, nu știu ce să zic, dar ați auzit de chestia că s-ar putea să transformă în cel mai probabil. Da. Vor exista teste. Ați auzit la știri, nu? Da? Da. De teste antidrog? Da. În școli? Da. Cum privești acest lucru, această propunere deocamdată? Pare ciudat. Mm-hmm. Pare ciudat. S-ar face aceste teste doar cu acceptul elevilor și adică, părinților? Adică, înainte testele antidrog, de obicei auzeai că erau făcute doar atunci când erau un șofer care conduce aiurea. Mm-hmm, mm-hmm. Pe lângă testele de alcoolism. Da, spune-mi, te rog, e nevoie de aceste teste în școli? Ce crezi? Sau vă stresează preșcolare și școlare? Testează. Inițiativa. E testarea ca, în sine. E ca chestia aia cu testele COVID. Mhm. Când era pandemia, cu testele alea COVID, de coronavirus la școli, același lucru. Mm-hmm. Cum a fost perioada respectivă? Stresantă pentru voi? Pandemia un picuț. Mm-hmm. Da, a fost. Dar faptul că trebuia să fiți testați, deranja? Nu prea, adică testele nu erau grele. Mm-hmm. Era din aia pe salivă. Da. Nu știu câți ani aveai tu când a fost luată această inițiativă de a introduce sistemele video de supraveghere, da, în timpul pauzei, în timpul orelor și în timpul examenelor, mai ales. Cum privești? În timpul examenelor are sens, în da? Timpul pauzelor are sens, pentru că la mine în școală unii băieți mai fac prostii în pauze. Da. Prostioare în pauze. Da. Și mai ce ai spus, în timpul orelor? În timpul orelor. Prea puțin.
Da, sau cum? În timpul orelor, nu știu ce să zic. De fapt, ar merge în timpul orelor pentru atunci când profesorul gen are ceva de făcut la cancelare și pleacă din clasă. Aha. Că știți bine că atunci când profesorul pleacă din clasă, imediat se instaurează haosul. Haosul? I-am crezut că stați cu miciori în bancă, în bănci. Păi cam așa e majoritatea timpului. Cam așa e majoritatea timpului, da. David, tema aleasă pentru emisiunea prezentă de tine, da? Da. Comunismul. Spune-te, rog frumos, care e primul lucru care îți vine în minte atunci când auzi de comunism? Când aud de comunism, primul lucru care îmi vine în minte este o ideologie care este opusă capitalismului și care spune că societatea funcționează mai bine când toate câștigurile sunt împărțite, ceea ce este fix, asta e teoria, ceea da. Ce este fix opusul capitalismului, care spune că lumea, societatea merge mai bine dacă oamenii sunt liberi să facă bani. Mm-hmm. Și ai pus în un teorie. În teorie. În practică, ce ai sesizat? În practică, amândouă au probleme. Aba. De unde vin aceste probleme? Păi, din multiple cauze. Păi, uneori, pur și simplu, este că cred că este mai mult din partea de politică probleme. Mm-hmm. Bun, dar am înțeles. Care crezi că era cea mai mare, și o ajungem la ideologie, care era, dacă ai studiat, care era cea mai mare problemă a popoarelor care trăiau în regim, aveau regim comunist? Și dacă mai știi unde mai există regimul comunist? Pentru că regimul comunist, și aici mă refer la Uniunea Sovietică, nu era chiar un regim comunist, dând faptul că Iosif Stalin și alții au condus țara de unii singuri. Adică se poate spune că au condus țara de unii singuri. Bun, adică aveau anumite structuri. Partidul comunist era și el, dar făcea ceva Partidul Comunist? Partidul Comunist? Da, da. Prin membrii săi. Se adunau, votau, membrii dar... Membrii săi se adunau, votau. Dar, până la urmă, decizia finală era a liderilor, nu? Da. Adică, oricum, ținea de lider dacă legea votată era trecută sau nu. Da. Deci, practic, puteai să spui că liderul era singurul care conta în... În regimul comunist, da. În aceste regimuri. Cam pe unde mai regăsim? Și asta e o problemă. E o problemă? Da. Nu, adică întreaga doctrina comunismului este pusă pe faptul că deci fără țara este sociale, condusă da? De popor. Da. Ce era? Țara condusă de popor? Nu știu ce să zic, era? Nu. 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 Cel puțin prea. Tu, cu ceva timp în urmă, ai spus că liderii luau deciziile finale. Da. Ai sesizat tu că, sau crezi tu că ar putea exista vreo societate fără clase și fără proprietate privată? Fără proprietate privată? Bun, și dacă regimurile democratice au parlament, au guverne, au președinte, crezi că funcționează mai bine? Adică poporul o duce mai bine? Nu știu, nu cred că. Nu prea, nu știu ce să zic. Adică atunci când ai anumiți oameni și când ai un președinte, adică un lider, da? Da. Și când ai anumiți oameni... Da. Adică, uite, comunistul, Partidul Comunist, cum era? Adică orice muncitor putea să meargă în Partidul Comunist. Atât. Cam așa era, nu? Bun,
Bun, și dacă, acum dacă poate alege partidele, e mai bine? De alege partidele, păi partidele din ce sunt făcuți? Din politicieni. Da. Și politicienii sunt mai buni sau mai puțin buni? Adică... Mai pregătiți sau mai puțin pregătiți? Profesional. Profesional în a conduce poporul, cred că în a conduce poporul, poporul este cel mai pregătit în a se conduce. Părerea mea. De ce crezi că după al doilea război mondial, atâtea popoare au reușit să trăiască în jur de 40 de ani sub comunism? Avem România, Polonia, Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria și așa mai departe. Uite, odată... Bine, Uniunea Sovietică, actuala Federație... Odată ce războiul s-a terminat și regimul nazist a căzut de la putere, păi toate teritoriile, alea, sub ocupație nazistă, jumătatea din Franța, Austria, din nou, cred că jumătatea, adică toate teritoriile care erau atunci conduse de naziști, de nemți naziști, au fost, nu mai erau conduse de nemți, nu mai erau conduse de naziști. Deci, Uniunea Sovietică a putut să le indoctrineze cu doctrina comunistă, pentru că nu mai erau indoctrinate cu gen ideologia nazistă. Bun, ideologia, această ideologie despre care vorbim noi, comunismul, cine a gândit-o? Karl Marx, așa era numele lui, parcă. Karl Marx, da, corect. Păi da, păi el a făcut... Mai era și Friedrich, da? Doctrina în Engels, sine. Da, da. Că doctrina, el a... Nu era prea idealistă această doctrină? Prea idealistă această doctrină? Da, putea crezi să fie aplicate. Adică tot ce producem să împărțim în mod egal? Putea, dar cred că se poate, dar lumea nu prea vrea. Deci lumea e mai trasă de capitalul privat? De... Da, de capital privat. Da. De să aibă mai mulți bani. Și uite o chestie, de ce bogații nu le place comunismul. De ce? De ce nu le place cel puțin socialismul? Pentru că... Socialismul este o etapă, da? Intermediară până la comunism. Socialismul este etapă intermediară până la comunism. Da. În socialism, care este cumva vărul mai mic al lui comunist, da. Comunism, da. Practic, gen, se va da, lumea va primi casă, cum să spun, spitalizare gratis. Adică, tot ce înseamnă spitalizare, astea, cum s-ar spune în engleză, healthcare. Da. Toate pe gratis. Și plus alte chestii pe gratis. Adică ce, un domiciliu parcă? Chestii din astea, nevoi, adică nevoi pur și simplu, da. Nevoi ale omului. Gen, gratuit. Bine, gratuit. Și de unde să aibă banii ca să facă asta? Păi să-i taxeze mai mulți pe cei bogați. Adică da. Să primească taxe mai mari, că oricum am mai mulți bani. Și e drept așa? Bogații, se pare că bogații lumii s-au obișnuit cu aceste măsuri. Din moment ce capitalismul se extinde lumea. De fapt, deja s-a extins într-un punct în care nu mai trebuie să se extindă mai departe, pentru că deja s-a extins. Nu trebuie? E suficient?
Deci trebuie să avem în lume acești doi poli. Deocamdată mai avem sub o anumită formă Federația Rusă, China. Federația Rusă, China, state comuniste. Da. Adică acum este mai mult statele comuniste versus NATO. Da. Spune-mi, te rog, de ce crezi că mai degrabă această ideologie a fost adoptată mai repede de Federația Rusă, de Rusia, care a devenit Uniunea Sovietică? Bine, a avut un promotor venit din Occident, Lenin. Da, păi, uitați ce a întâmplat. Păi, era în 1917 și război, primul război mondial, marele război, era la a doua jumătate asta. Da, da, aproape. Războiul nu apărea să se termine, deși se va trebuia să se termine în câțiva ani. Deși nu se știa mai câți. Bine, în Rusia se vorbea, exista da. Imperiul Țarist, se vorbea despre Revoluție, 1905-1907. Imperiul Țarist, da. Și însă erau câteva probleme. În primul rând, pe atunci, parcă am auzit că pe atunci multă lume era supărată cu războiul ăsta, adică război, 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 dar de ce? Oare de ce ne luptăm? Mm-hmm. Și da, în fabrici condițiile nu erau prea bune aici și asta combinată cu... Țărănimea la fel era foarte săracă. Da, și ăștia au spus gata, ăștia se pare că ăștia bogați ne mai exploatează, deci hai să mai ne exploatează toată chestia asta cu țarul, guvernul ăsta... S-a spus, hai să scoatem tot guvernul ăsta de la putere și să instaurăm unul nou. Așa că comuniștii, socialiștii, l-au scos de la putere pe țar. Iar apoi a venit un guvern provizoriu, care a fost și el scos de la putere un picuț mai târziu. Și după aceea au ajuns bolșevicii la putere. Da, luăm o pauză acum, da, pentru publicitate. Revenim, doamnelor și domnilor.